acum dacă Ciprian a vorbit 5, o să încercăm 2 jumate. Lăsați pe mine să depășesc puțin. Da, pe mine o cheamă Costin Sorici, pentru cei care nu mă știu, reprezint aici, acum, Constanța Startup Community, alături de George, Ciprian, Rareș și alți colegi. Am început această inițiativă acum câteva luni. Gândirea e mai veche, ne bucurăm că a reușit să o materializăm. Însă reprezint de asemenea, sunt și fondator de business-uri, atât tech cât și non-tech, în ultimii 20 de ani. Și de asemenea sunt și reprezentat aici al Universității Ovidiu din Constanța, al cărui director al Centrului Transferit de Tehnologie sunt. Ce este universitatea, nu trebuie să vă mai spun, dar ce vreau să vă spun acum în astea 2 minute care mi s-au oferit este că universitatea și-a asumat în ultimii ani să fie parte dintr-un ecosistem mai larg și să ajute la construirea unui ecosistem mai larg în care se integreze și genul acesta de inițiative de startup-uri. Cu alte cuvinte, nu mai suntem doar furnizori de forță de muncă pentru companii mari, ci încercăm să creăm antreprenori, să încercăm să creăm produse inovatoare, încercăm să ajutăm companiile cu produse dinspre zona de cercetare inovare pentru companii. Și în sensul ăsta, la un moment dat, în evoluția noastră, am luat decizia să coagulăm, să spunem așa, resursele de digitalizare, inovare digitală care există în zonă și împreună cu Camera de Comerț și Industrie, împreună cu zona metropolitană Constanța, împreună cu corporații de tip Ernst & Young, cu startup-uri de asemenea din țară, am fondat CityInnoHub, un hub de inovare digitală care a primit și finanțarea de la Uniunea Europeană pe o perioadă de 3 ani de zile, plus încă 3 ani dacă nu facem treaba bine, deci 6 ani de zile de acum înainte, să oferim produse și servicii de digitalizare pentru companii, pentru startup-uri și pentru companii mai mici sau mai mari, dar și pentru administrația publică. Ce tipuri de servicii? În mare este vorba de servicii de construire de ecosistem, în sensul în care ajutăm companiile să se întâlnească, să facem acel matchmaking, ca să pot să spun bun la modă, între cei care au nevoie de anumite tehnologii digitale și cei care pot oferi anumite tehnologii digitale. De asemenea, oferim posibilitatea de a beneficia de training gratuit pentru a implementa tehnologii digitale mai simple sau mai sofisticate în companiile proprii. De asemenea, oferim posibilitatea de a testa anumite tehnologii înainte de a le cumpăra efectiv. Este așa numitul concept de test before invest. Pur și simplu vrei o tehnologie, dar nu e sigur că e bună pentru compania ta, vă dăm posibilitatea să cu ajutorul partenerilor noștri să o testați. Dacă este bună, o puteți cumpăra și evident, ca să o cumpărați, aveți nevoie de finanțare, deci avem și un serviciu numit Access to Finance, în care efectiv ajutăm companiile să acceseze fonduri cu care să se digitalizeze. Deci astea sunt pe scurt cele 4 direcții pe care le are CityInnoHub pentru companii, pentru beneficiari. Aceste servicii sunt gratuite, fiindcă suntem finanțați de Uniunea Europeană să facem aceste servicii prin experții noștri, dar, evident, anumite tipuri de servicii mai sofisticate sunt după aceea, direcționate către diferiți parteneri pe care avem în ecosistem și care oferă, evident, și servicii mai sofisticate, dar contra cost. Dar ce este important este că de la noi puteți primi un ghidaj și cele mai bune, să spunem așa, servicii pe aceste 4 componente, access to finance, training, creare de oportunități de a interacționa și a înțelege exact ce ai nevoie și cum să faci și a testa tehnologie înainte să le investești. Pe mine o cheamă Costin Sorici, vă mulțumesc și sper să interacționăm cu toții, să ne cunoaștem mai mult în aceste ore și zilele care vine. Unde e Ciprian? Aici, ok. Suntem împreună aici să vorbim în seara asta, dar putem să rămânem, așa cum spunea Ciprian, în perioada următoare în contact, ca să conturăm și mai bine strategia pe care noi am început să o conturăm în ultimele. Vă mulțumesc mult și mult succes! Mersi, Gătine!